Reușită după reușită pentru Răzvan Rusu. Tânărul de 25 de ani este cunoscut celor din zonă ca inițiatorul unei afaceri cu dulceață. În urmă cu aproape 3 ani, Răzvan a înființat o fabrică la Idicel Pădure. Începutul a fost greu, dar prin multă muncă, visul a devenit realitate. Mi era cel mai la îndemână să fac dulceață atunci, poate aș fi vrut să fac, nu știu, o fabrică de lapte sau o carmangerie, dar pentru dulceață nu era necesară așa o investiție mare. Dar și pentru dulceață a fost necesară o investiție pe care am reușit să o suport cu finanțare externă și mai departe. Dar am muncit mult și muncesc în continuare pentru că văd cu cât muncesc mai mult, cu atât primesc mai mult de la munca mea și de la produsul meu. Am un partener în prietena mea și mă sprijină și mă ajută foarte mult în bunul mers al lucrurilor, pentru că eu sunt tot pe drum, ba la Idicel, ba la Cluj, ba la București și n-aș putea să mă ocup cum se ocupă ea. Recent, afacerile s-au extins. Răzvan a reușit să deschidă la Cluj-Napoca un local unde gătește clătite. Evident, gustul acestora este dat și de deja celebra dulceață de Idicel Pădure. Păi, am vrut să iau o altă direcție față de un parcurs normal. Și cred că având propriul meu loc de desfacere și de pregătit cu dulceață diferite preparate, am început cu clătitele, dar vreau să mă extind, am o mai mare șansă în fața competiției și cred că sunt înainte cu lucrurile. E mult mai neapărat ușor, dar e plăcut să ai experiențe umane cu oamenii care vin să cumpere de la tine direct și poți să ai cu ei de povești, să revină, să vezi ce vor, pentru că în funcție de asta îmi fac și eu planul de făcut dulceață în fiecare an. Piața clujeană, spune Răzvan, îi este favorabilă și mulți dintre clienți îl cunoșteau deja de pe rețelele de socializare sau cunoșteau deja dulceața care l-a făcut faimos. Eu am studiat acolo 5 ani de zile și o mare parte din prieteni și din cunoștințe sunt acolo. Nu mi-a fost foarte greu, dar pot spune că m-a ajutat și brandul meu, practic, pentru că mulți oameni empatizează cu el și mi-a dat o mână de ajutor, pentru că, într-adevăr, nu cunoșteam oamenii, nu cunoșteam meșteri, ai nevoie de lucruri utile acolo. Dar le-am făcut până la urmă și Clujul pentru mine este o piață destul de bună și cu mult loc acolo de crescut și de făcut produse bune care pot fi apreciate și cumpărate. Pe viitor, Răzvan intenționează să diversifice gama de dulceață. Dacă a început cu 4 sortimente, este posibil ca în acest an fabrica să producă numai puțin de 14. Apoi și afacerea cu plăcinte are perspective frumoase. Răzvan va deschide un alt local pentru gătit clătite, posibil tot la Cluj-Napoca.